Eliza a ieșit pe veranda școlii, inspirând aerul de septembrie, bogat în soare parcă de vară. Ea a fost înconjurată în grabă de elevi, care se grăbeau să iasă după cele șase lecții, de două ori mai obositoare din cauza vacanței îndelungate. Se grăbeau, înghesuindu-se ca într-o piață de păsări, să-și arunce gențile și să se întoarcă, măcar pentru o vreme, la libertatea de vară. Eliza a zâmbit. Până la urmă, într-adevăr, își iubea meseria și lasă-l pe Anatol să insiste că într-o școală privată ar fi mai bine plătită și ar avea mai puțin volum de muncă. Dar, dar ar fi existat oare o mulțime atât de entuziastă? Acolo, copiii vor fi conduși cu o mașină privată cu șofer și, în cel mai bun caz, un mic grup de liceni va zăbovi să discute despre ce club ar fi cel mai bun loc de relaxare în seara asta. Încrederea în sine a părinților, dependența profesorilor. Nu, poate că și s-ar fi simțit bine acolo, însă nu și ea. Și ea nu ar renunța la jobul său. Chiar dacă Anatol spunea adesea că o soție normală ar trebui să stea acasă dacă soțul ei o întreține, nu să stea toată ziua la serviciu pentru un salariu de nimic. O casă e minunată, bineînțeles. Ea și iubește casa, dar nu este pregătită să renunțe la profesia sa. Cu atât mai mult că șederea ei acasă nu va arăta ca o așteptare respectuoasă a persoanei iubite de la serviciu cu îmbrățișări afectuoase seara. Anatol nu mai este același ca în tinerețe. Legile rigide ale afacerilor și-au făcut treaba, transformând un tip și așa nu prea sentimental într-un bărbat tăios, adesea neîndurător, deja infinit de îndepărtat de bărbatul ei. Și oare de la serviciu îl va aștepta ea? Apelurile pierdute, ușoara dără de parfum necunoscut de la cămășile lui, până la urmă ea nu e complet proastă. Anatol are bani, iar în jurul lui sunt femei care se îndrăgostesc de acești bani. Și acestea nu sunt puține. Da, nu există dovezi directe. El își cunoaște limitele și este foarte atent, dar în străinarea și detașarea tot mai mare, spun multe. Poate că, dacă ar fi avut copii, lucrurile ar fi stat puțin diferit, ea nu ar fi fost atât de preocupată de muncă, iar soțul ei ar fi avut mai multe motive să se grăbească acasă. Dar, iată că s-a primit altfel. Nu au copii și nici nu par să mai fie îndrăgostiți. Gândindu-se în felul acesta, Eliza s-a apropiat de mașina parcată în spatele școlii. Atenția ei a fost atrasă de o bucată mică de hârtie ascunsă sub ștergătorul de parbriz. Ce putea să însemne asta? De obicei, copiii nu se apropiau de mașină. Desfăcând biletul, femeia a citit următoarele: Salut, Eliza. Scuză-mă că nu te-am sunat, dar știu din experiență că ai o mie de lucruri importante și foarte importante care necesită toată atenția ta încât o seară de discuții cu o veche prietenă nu poate fi un motiv important pentru a le amâna. Așa că îți spun doar atât, tu și cu mine avem rezervat o masă la restaurantul lui în seara asta. Voi fi acolo la șapte fix. Prietena ta, Daria. Eliza a râs ușor. Ce inventivă este Daria? Ele chiar erau prietene de mult timp, încă din perioada studenției, dar se vedeau extrem de rar. Anatol era mereu iritat dacă Eliza nu era acasă seara, iar comunicarea cu Daria, în genere, nu o încuraja. Ce nu-i plăcea lui calma și sociabila Daria, Eliza nu a înțeles niciodată. Dar ea nu a vrut să-și supere soțul și comunica cu prietena ei cel mai adesea la telefon. Ei bine, va trebui să suporte fața nemulțumită a lui Anatol. Din moment ce prietena ei organizase deja întâlnirea, însemna că exista un motiv, iar ea va merge cu siguranță la cină mai ales că avea suficient timp să verifice lucrările de control ale elevilor clasei a 8 -a până la cină. Restaurantul lui ce o întâmpinase pe Eliza cu o melodie napolitană suavă, cu statuete elegante pe rafturi de lemn și cu un șemineu magnific din piatră albă. Dar ea era deja așezată la o masă și studia cu atenție meniul. Eliza s-a strecurat pe la spate și i-a acoperit copilărește ochii prietenei sale cu palmele. Ea, râzând, s-a eliberat tu și cu băieții tăi neast împărați nu vă veți maturiza niciodată. Asta e frumusețea meseriei mele, a recunoscut Eliza. Am comandat deja paste carbonara și tiramisu de portocale. Mai dorești și altceva? Nu, Eliza clătină din cap. Nu am venit aici să mănânc, ci să te văd. Prietena a zâmbit. S-a desfășurat o conversație pendelete despre una și alta, însă pe Eliza nu o lăsa impresia că Daria era încordată și nervoasă deși nu prezenta niciun semn. Știind din experiență că a pune întrebări, nu face decât să strice întreaga afacere, Eliza a decis să aștepte și a început să preia comanda adusă. Pastele erau excelente, însă Daria a mâncat fără prea multă poftă de mâncare. În cele din urmă, când și-a golit paharul de vin roșu sec, a devenit serioasă și a spus, Eliza, am niște informații șocante pentru tine, așa că termină ții și tu paharul ca să-ți fie mai ușor să asculți și mie să vorbesc. Prietena ei, dându-și seama că sosise momentul, și-a băut vinul și-a rămas în așteptare. Nu te mai pot minți, Eliza. Continua ea să-și fixeze privirea pe farfuria de spaghete. Sunt o ticăloasă, dar m-am săturat să fiu astfel. Știu că nu e cazul în care o mărturisire curată îndulcește sentința, dar totuși. În fine, Eliza, tu l-ai suspectat pe Anatol de infidelitate? și ai avut dreptate. Anatol al tău și-a căutat alinarea în patul meu timp de un an de zile. Cred că au fost multe altele înaintea mea, dar au avut circunstanța atenuantă de a nu fi prietenele tale. Eu însă nu am niciuna. Pe scurt, asta e tot. Eliza a rămas tăcută. Spațiul din jurul acesteia devenise cumva dens, permițând cu greu să treacă semnalele sonore din exterior. Nu era furie, nici resentimente știa despre reacția ei întârziată la stres, ceea ce o făcea să fie considerată de mulți ca având un sânge foarte rece. Știa că totul avea să vină mai târziu, iar acum avea un mic avans pentru a salva fața cu demnitate și a nu-i spucni în emoții. Să fi fost el cel care nu a putut rezista când am sărbătorit împreună revelionul? A întrebat Eliza dintr-un motiv oarecare. Nu, a scuturat Daria negativ din cap, fără să ridice în ochii. Mai târziu, în primăvară, mă întorceam acasă de la serviciu și un nenorocit m-a stropit cu apă din cap până în picioare, în plină viteză. Mi s-a anulat întâlnirea de afacere și șeful m-a amenințat că o să mă dea afară. În fine, eu am început să plâng în mijlocul străzi. Anatol trecea cu mașina, a încetinit și m-a luat cu el și el a avut un fel de eșec în afaceri. Într-un final, am discutat despre problemele noastre servind o jumătate de sticlă de whisky și, Daria a făcut un gest nedefinit cu mâna și a ridicat brusc privirea, uitându-se deschis la Eliza. Nu puteam să-ți spun de îndată. M-am gândit că a fost doar un moment de slăbiciune, care nu se va mai repeta niciodată. Dar nu. Nu am putut rezista. Dar nu mai pot deja. Nu am puterea de a-l da afară eu în semi. Hotărți totul fără mine." Daria s-a ridicat brusc în picioare, împinând scaunul înapoi și, a plecată, s-a îndreptat spre ieșire. Eliza a rămas așezată, digerând ceea ce auzise, deci de aceea Anatol se opunea întâlnirilor lor. Se temea că Daria se va da de col. Se temea, în genere, pe bună dreptate. Minciuna nu era punctul ei forte și dacă nu ar fi avut eșecuri catastrofale pe plan personal, înmulțite de farmecul natural al lui Anatol, Daria poate, nu ar fi intrat într-un joc dublu. Acasă urma să aibă o discuție dificilă cu soțul ei. Dar, spre surprinderea Elisei, Anatol nu a negat și tergiversat. Ascultând informația despre întâlnirea cu Daria, el a lăsat furculița jos, a dat farfuria la o parte și s-a uitat cu superioritate în ochii soției sale. Și ce dacă? Da, am vizitat-o periodic pe prietena ta. Ai prefera să ieși cu fete dubioase? Noi, bărbații, suntem poligami. Femeile deștepte închid ochii, iar femeile mai puțin deștepte încep să cicălească. Iar cele mai proaste, precum prietena ta, își varsă frustrările și remușcările în urechile nepotrivite. Deci crezi că asta e normal? Elizei nu-i venea să-și creadă urechilor. Dacă nu chiar normal, atunci destul de explicabil, a ripostat Anatol. Nu au alte femei în viața lor decât cei care nu-și pot permite asta. Acest lucru nu se aplică în cazul meu. Apropo, nu ai fost limitată în cheltuielile tale din cauza asta. Ar trebui să apreciezi acest lucru. Eliza a crezut că nebunește. Sau poate că Anatol era cel care nebunise. Dar nu, el era liniștit, destul de calm, chiar franc insolent. Ea simțea că învelișul vieții ei obișnuite, care deja se crăpase, începea să se prăbușească în praf. Toate castelele de aer se prăbușiseră, toate turnurile de cristal se fărâmițaseră în mici cioburi, lăsând la iveală carapacea inestetică, scorojită și împuțită a anilor de minciuni și prefăcătorie ea nu mai avea ce să facă aici. Fără să-i adreseze un cuvânt soțului ei, Eliza și-a dat jos șorțul, a ieșit din bucătărie și s-a dus în camera ei pentru a-și împacheta lucrurile. Era bine că sora ei, Nina, care plecase în străinătate, îi lăsase cheile apartamentului ei. Pentru prima perioadă va putea locui acolo și atunci se va gândi cu siguranță la ceva. Eliza s-a uitat pe coridor. Anatol sforăia, întins în fața televizorului de teamă să nu-l trezească pe cel care acum era aproape fostul ei soț, a ieșit în vârful picioarelor, a scos în liniște valizele și a închis cu grijă ușa cu zăvorul, lăsând cheile pe masă. Zilele următoare au arătat că plecarea și divorțul nu erau același lucru. Anatol, înfuriat de comportamentul soției sale, care nu voia să-i tolereze micile plăceri masculine, așa cum credea el, a lansat o adevărată ofensivă pe toate fronturile. Conturile, care puteau fi folosite de Eliza, au fost blocate, iar avocatul, care și-a făcut apariția câteva zile mai târziu, a început să -i explice că, în conformitate cu termenii contractului de căsătorie pe care îl semnase, în cazul plecării voluntare a soției sale din familie, bunurile nu vor fi împărțite în mod egal între soți, iar ea va putea pretinde doar ceea ce îi va lăsa Anatol. Dacă, bineînțeles, acest lucru se află măcar în planurile lui. Capul femeii se învârtea. Abia acum simțea groaza dependenței financiare de un bărbat care nu era împovărat de noțiunile de decență și, în plus, își considera încă soția ca pe un obiect de proprietate privată, care îndrăznea să se mute independent de locul respectiv. Salariul de profesor s-a dovedit, de fapt, a fi, ca să spunem așa, extrem de mic. Iar ore libere pentru munca cu normă parțială la școală nu existau. A trebuit să ia meditații. Dar, în absența experienței și a recomandărilor, să câștige semnificativ pe acest lucru nu i-a reușit. Împărțită între avocatul cu hârtiile lui interminabile, școală și lecțiile particulare, Eliza era deja aproape de disperare. Neavând până atunci experiența unor șocuri grave ale vieții, ea se simțea smulsă ca o barcă plutitoare, scufundată în valurile mării lumești și gata să zboare în cioburi. Noaptea se neca în lacrimi. Deplângându-și viața conjugală eșuată, iar în timpul zilei era sfâșiată între problemele juridice și cele materiale, simțindu-se ca o sfoară, care se întinde din ce în ce mai tare. Și iată că, în acel moment, când această sfoară era gata să se rupă, a răsunat un apel telefonic, evidențind numărul unui abonat necunoscut, doamna Elizabeta. Vă deranjează avocatul răposatului dumneavoastră, Socru, domnului Valentin Basarab trebuie să ne întâlnim cu dumneavoastră în legătură cu o chestiune foarte importantă. Nu este o conversație telefonică, înțelegeți. Ce mai e și asta? Izbucni Eliza, care nu se aștepta la nimic bun nici măcar de la socrul recent decedat. Nu vă faceți griji, nu e nicio problemă. Doar am primit informația despre posibila desfacere a căsătoriei dumneavoastră și, cunoscând buna dispoziție față de dumneavoastră a răposatului meu șef, Aș dori să vă dau câteva informații utile. Mâine, la ora 16, va fi convenabil." Destul de convenabil." Eliza își desfăcu buzele uscate și se prăbuși pe canapia, extenuată. ce asta?" Testamentul socrului ei a fost anunțat la scurt timp după moartea acestuia și nu era nimic despre ea, despre Eliza. Da, ea și domnul Valentin au avut o relație minunată, dar ce putea să însemne toate astea?" În veștile bune." Pe fondul evenimentelor recente, insistent nu credea, iar la noile necazuri, nici nu voia să se gândească. Cea mai bună soluție era să se culce imediat. Și Eliza, după ce a luat un sedativ, s-a băgat sub pătură, încercând să-și alunge din cap orice gând. Avocatul s-a dovedit a fi un tânăr subțire, brunet, cu trăsături fine și o barbă îngrijită, foarte concentrat și atent. Aproape că nu se uita la Eliza cufundându-se în hârtii și expunând sec faptele. Vedeți, doamna Eliza, având în vedere intenția fermă a domnului Valentin de a vă oferi un sprijin vital substanțial. Consider că este posibil să vă informez despre testamentul său puțin mai devreme decât termenul stabilit. Pentru a nu intra în explicații lungi, vă voi cita cuvintele sale. Cu puțin timp înainte de moartea sa, simțindu-se deja rău, m-a sunat și m-a însărcinat să organizez deschiderea unui cont bancar pe numele dumneavoastră. Mi-a spus, nu vreau să menționez asta în testamentul meu. Această hoardă de rude nu o vor lăsa pe Eliza în pace. Vor încerca să pună mâna pe aci bani, iar cu insolența și presiunea lor, fata s-ar putea să nu mai poată suporta. Așa că deschideți un cont la purtător când v-am plin 10 ani de căsătorie, adică în curând. Până atunci eu nu cred că voi ajunge să trăiesc fie ca cei zece ani de frământări cu dobitocul meu să-i aducă o bucurie, altfel prostul ăla va uita de aniversare. Am aflat zilele trecute că sunteți în proces de divorț și, după cum se pare, s-ar putea să pierdeți totul. N-aș vrea să încalc voința defunctului lăsându-vă fără ultimul mijloc de trai. A zece aniversare a dumneavoastră este peste trei luni și jumătate. Ar trebui să încercați să trageți de timp. În cont este o sumă considerabilă ochii Elizei s-au umplut de lacrimi. Socrul ei avusese grijă de ea în cele din urmă. Cum a putut un asemenea tată să aibă un fiu atât de antipatic? Nu se știe. Dar acest ajutor, care a căzut literalmente din cer, în niciun caz nu poate fi pierdut. Trei luni și jumătate. Cum să le obțin? Eliza i-a mulțumit din toată inima avocatului și s-a dus acasă să-și storcă creierii în căutarea unei soluții. În noaptea asta nu avea timp pentru plâns, trebuia să se gândească. Spre ghinionul ei, acest gen de acțiune nu fusese niciodată punctul ei forte. Poveștile ce îi veneau în minte erau una mai ridicolă decât cealaltă și deloc convingătoare sau credibile. În cele din urmă, dimineața, când cerul de deasupra zgârie norilor începuse deja să se grizoneze, promițând să elibereze soarele care răsărea, Eliza și-a dat seama în sfârșit Trebuia să-i se adreseze cu o rugăminte care să fie inteligibilă și accesibilă pentru Anatol. De preferat din prisma preferințelor sale în viață. Pentru întâlnire cu propunerea de a discuta concesii în materie de drepturi de proprietate, Anatol a fost de acord instantaneu. Eliza a intrat în biroul lui, încercând să rămână calmă și modestă, fără reproșuri sau provocări. El a simțit-o imediat și s-a așezat pe spate în fotoliu. Păi, și cu ce propunere ai venit? Eliza și-a înghițit saliva, cu o rugăminte și cu o propunere. E interesant de ascultat. Spune, te ascult cu cea mai mare atenție. Vezi tu, îmi dau seama de precaritatea poziției mele. Bani pentru avocați scump nu am. Conexiuni de asemenea. Șansele mele de a-mi apăra interesele sunt minime. M-am resemnat că trebuie să-ți accept condițiile, dar vreau să-ți cer o favoare. Doar una mică, rânja natul ironic, Însă nu i-a scăpat Elisei că supunerea ei era pe placul lui. Având în vedere că acum nu mai am fonduri, trebuie să caut alte câștiguri. În fine, m-am răzgândit în privința școlilor private și am găsit chiar un loc vacant. Dar nu va fi disponibil decât peste trei luni și jumătate. Deocamdată mă iau la cursuri opționale cu normă parțială și în același timp sunt în perioada de probă. Dacă voi fi suficient de bună, mă vor angaja pe postul vacant. Există doar o singură problemă. Dintr-un motiv oarecare, angajează doar femei căsătorite, așa că va trebui să prezint un certificat de căsătorie atunci când voi fi angajată. Te rog foarte mult să amân procedurile de divorț până atunci. Prin urmare, voi semna o renunțare la drepturile de proprietate și te voi scuti de cheltuiel și de birocrație. Cât de docil ai devenit când ai rămas de una singură cu viața asta. Anatol era calm dar în ochii lui se citeau din când în când flăcări triumfătoare. Unde vă este mândria neclintită, doamnă? Ați mirosit cumva praful de pușcă? Așa este. Nu e ca și cum ai avea de toate ca să te dai mare. În regulă, îți dau cele trei luni și jumătate. Lasă-i să te îngrozească și cei de la școala privată, ca să nu-ți arăți temperamentul. Când se va întâmpla asta? Chiar în ziua anunții noastre. Să considerăm că acesta este darul meu de despărțire, și încă unul foarte generos. Din birou, Eliza a ieșit extenuată. Obrajii îi ardeau de furie reținută și de umilință, dar scopul vizitei fusese atins. F. dacă ar fi știut cum să trăiască, jucându-se pe vanitatea bărbaților, nu ar fi avut astfel de probleme. Dar atunci nu ar fi fost cea pe care socrul ei o respecta mai mult decât pe propriul fiu, și o respecta mai ales pentru anestitatea sa interioară. Așa că, totul este în regulă. Acum trebuie să se țină de termenul cuvenit. Trei luni și jumătate s-au întins la nesfârșit. Eliza a trăit într-o permanentă tensiune și teamă că Anatol se va răzgândi, că va afla din întâmplare despre ideea secretă a socrului, sau că vor exista circunstanțe neprevăzute care vor împiedica acest dar al destinului. Însă viața se pare ca a decis asupra faptului că încercările din partea ei sunt totuși suficiente și în ziua stabilită a apărut același tânăr concentrat. I-a înmânat documentele, uitându-se în care Eliza a rămas cu gura căscată. Acolo nu era doar o sumă decentă de bani, ci una destul de suficientă pentru ca ea să înceapă o viață complet nouă, fără să depindă de nimeni. Ținând hârtiile în mână, femeia s-a ridicat în picioare și a izbucnit în hohote ca o fetiță. În aceste lacrimi s-au amestecat toate cele nesfârșite, recunoștința față de socrul ei, cu care în timpul vieții nu au fost niciodată deosebit de apropiați, tensiunea monstruoasă din ultimele luni, emoția care preceda deschiderea viitorului. Divorțul l-a suportat surprinzător de ușor, a semnat actele necesare privind renunțarea la bunuri, în ziua stabilită, s-a prezentat la tribunal pentru procedura deja pur formală, iar ca document de eliberare a primit apoi certificatul de divorț. Dintr-un motiv oarecare, Tânărul concentrat nu a dispărut din viața ei și și-a oferit consultanța cu privire la posibila punere în aplicare a planurilor pentru averea căzută brusc. S-a dovedit că numele lui era Marius. Că, în ciuda reținerii și a nesociabilității, are o stăpânire de fier în afaceri și că Eliza poate avea această stăpânire în interesele sale. Dacă era vorba de o altă însărcinare a răposatului socru sau de inițiativa sa personală, ea nu a putut stabili având în vedere impenetrabilitatea totală a avocatului. Dar, indiferent cum ar fi, datorită noii sale cunoștințe, Eliza a decis să-și deschidă propria școală privată. Marius i-a pus la dispoziție consilieri financiari calificați și manageri de recrutare pricepuți și, pur și simplu, sfaturi avizate cu privire la cursul noului proiect. Eliza a intrat treptat în savoarea propriei afaceri, a căpătat încredere și liniște sufletească și nimeni nu ar fi putut să nu recunoască în această tânără femeie bine îngrijită, cu o privire pătrunzătoare, care o zăpăcea și o zdrobea de durere pe Eliza, care noaptea presăra lacrimi pe pernă, gândindu-se febril la cum să mai trăiască acum. Nici Daria, nici Anatol, în viața ei nu mai apăreau. Dar o urmă semnificativă a rămas încă, ea se temea acum dureros, până la teama irațională animalică de noi relații. Fără prieteni și fără un partener de viață, era bineînțeles monstruos de singuratic, însă Eliza înăbușea această singurătate într-un mod verificat și sigur, prin muncă, pierzându-se în ea de dimineața până seara. Asta îi permitea să nu se mai gândească la Daria, la Anatol și la perspectivele foarte vage ale vieții sale personale viitoare. Dar, în mod neașteptat, Anatol însuși și-a făcut cunoscută prezența printr-un apel de la un număr necunoscut. Auzindu-i vocea în telefon... Eliza a fost la început luată prin surprindere, apoi a încremenit într-o presimțire rea. Oare aflase despre gestul generos al tatălui său? Tu, a expirat ea. Oare nu ți-am dat încă totul? Nu te agita. Vocea lui Anatol era înăbușită și cumva infinit de obosită. Nu te sunt pentru asta? Voi muri în curând. Și mai e un lucru pe care nu pot să-l încredințez nimănui. Dar nu pot discuta despre asta la telefon. Putem să ne întâlnim? Eliza avea gâtul strâns. Oricât de mare ar fi fost ofensa adusă fostului ei soț, dar în fața eternității ea a devenit mică și nesemnificativă. Pot, a urmat un răspuns ferm, când și unde. În mod ironic, întâlnirea era programată la fel într-un restaurant italian. Desigur, acesta nu era luici, dar cântecul neapolitan nu era cea mai bună amintire. Anatol era slab, palid, fața era umflată, iar privirea sumbră. Ce s-a întâmplat cu tine? A fost prima ce a întrebat Eliza. Nimic neobișnuit. Cancer pulmonar cu metastaze. Dar mai am câteva luni. În acest timp trebuie să-mi termin toate treburile și să am grijă de cei care depind de mine. Ce legătură are asta cu mine? Surprinderea Elisei a fost complet sinceră. Vezi tu, am o chestiune, sau mai degrabă o rugăminte. În fine, nu pot avea încredere în nimeni altcineva în afară de tine în această chestiune. Am o fică, în vârstă de șapte ani, și este foarte grav bolnavă. O fică? Surprinderea a fost înlocuită de șoc, așa de mare? Se pare că nu pierzi niciodată timpul. Dar ce legătură are asta cu mine? Copilul are o mamă, lasă-i niște bani pentru tratamentul ei. Asta și este principala problemă. Ea nu are mamă, Anatol s-a încrețit dureros. Mama ei a murit acum un an, a avut tromboză și a murit aproape instantaneu. Copilul este acum cu o bonă, dar după moartea mea nu va mai fi nimeni care să însoțească tratamentul și creșterea luminiței. Așa se face că tu ești singura persoană în a cărei decență pot fi sigur. O să-i las totul. Îți cer să fii tutorele ei, cu o parte din moștenire. Nu-ți cer iertare pentru trecut, e o prostie și e neverosimil. Dar nu pot să nu cer pentru luminița. Ea nu are alte rude. Și copilul ce are? A întrebat Eliza mai mult mașinal decât conștient, încercând să digere ceea ce auzise. O boală autoimună. Boala este rară și foarte neplăcută. Ca să o spun simplu, probleme cu sângele și cu vasele sanguine. Este imposibil de vindecat, dar cu un tratament bun și o îngrijire adecvată, se poate obține o remisie stabilă timp de mulți ani. Luminița se află deja în ea, iar eu nici nu mă pot gândi să o întrerup. Știu că sunt un ticălos. Dar fata nu ar trebui să plătească cu viața și sănătatea ei în locul meu. De aceea te rog pe tine, din tot sufletul te rog. Nu mai am încredere în nimeni altcineva căruia să-i încredințez pe luminița. Este o fată calmă, grijulie, matură peste vârsta ei, ca mulți copii cu boli grave, nu vei avea probleme cu caracterul ei. Iar pentru tratament și îngrijire sunt suficienți bani. Nu mai am alte dorințe sau cereri pe lumea asta. Aceasta este singura nu mă refuza, te rog. Eliza stătea, amestecând distrată cafeaua răcită de mult și tăcea. Cum reușise să trăiască zece ani alături de un bărbat despre care nu știa nimic și, după cum se dovedea, nu-l cunoștea nici pe el însuși. Nu exista indignare, dar nici resentimente. Din câte cunoștea ea din anturajul lui Anatol, nu prea era nimeni acolo în care să aibă încredere. Persoana angajată trebuia să fie controlată. Iar în curând nu va mai putea face acest lucru. Copilul avea cu siguranță nevoie de o persoană de încredere, dar responsabilitatea era prea mare și, prin urmare, înfricoșătoare. Pot să-mi dai un răspuns. Anatol stătea cocoșat ca și cum ar fi fost apăsat de o greutate mare și evita să-și privească fosta soție în ochi. Nu chiar acum. Vocea Elisei era moale și liniștită. Sunt prea uimită de toate aceste vești. Trebuie să-mi revin. Trebuie să-mi dau seama ce fel de boală are fata și dacă pot să mă asum această responsabilitate. Lasă-mă o zi sau două. O să mă gândesc și o să cântăresc totul, ca să nu fac nimic prit. Ești de acord? De parcă aș avea de ales, a spus Anatol cu amărăciune. Mă sunt un suț sau te sunt eu? O să o fac eu un sum, a răspuns scurt femeia și s-a ridicat de la masă. Aerul de seara a împrospătat-o, după ce a rătăcit pe străzi și a stat fără sens pe o bancă, și-a revenit în cele din urmă și-a format numărul lui Marius. Acesta a răspuns imediat. Din câte mă amintesc, tu ești specialistul în situații de criză, a suspinat ea în receptor. Sunt din nou la un punct de ruptură. Vi la mine să discutăm? Marius, bineînțeles că a venit. După ce a ascultat-o pe Eliza mult timp tăcut, apoi, dintr-un motiv oarecare, și-a scos ochelarii și a început să frece ochelarii deja scânteietori, iar în cele din urmă a întrebat, Înțeleg că ești gata să iei fata, dar vrei sprijin în decizia ta? Cred că ai intuit bine, a dat din cap femeia. Ar fi fost inuman să o abandoneze pe copilă în voia sorții sale. Dar știi, în situații dificile, ai nevoie de sfatul cuiva. Cumva mi se pare că ai experți pentru toate cazurile de viață. Dar și tu o cunoști mai bine decât o cunosc eu. Nu știu dacă ai copii, nu știu nimic despre viața ta, dar mi-ar plăcea să contez din când în când pe sfaturile tale, pentru că eu nu am avut niciodată proprii copii. Nici nu cred că mă voi căsători acum. Frica de genul opus pare să fie depusă în mine pentru totdeauna. Dar dacă aș avea o fică și un partener de încredere, ar fi o prostie să-mi doresc mai mult. Marius și-a scos din nou ochelarii și a început să-și frece cu degetele podul nasului. S-a întâmplat ceva? S-a alarmat Eliza observând comportamentul neobișnuit al amicului ei cu sânge rece și afacerist. Noi doi semănăm mai mult decât crezi. Marius a rostit cuvintele cu greu. Eu am copii. Sau, mai degrabă, un fiu. Și el, de asemenea, este bolnav încă de la naștere. Cei drept, nu e vorba de ceva vin, ci de o luxație congenitală a șoldului, care în timp se poate corecta, dar tânăra mama lui Pavel a fost foarte speriată de asta și, ca urmare, mi-am pus fiul singur pe picioare, în sensul propriu al cuvântului. Iar după ce soția mea a plecat, nu prea am încredere în sexul opus. Cam așa stau lucrurile. Eliza și-a mușcat buza. Acum înțelegea reținerea a lui Marius, reticența lui constantă și tonul exclusiv business. Acest bărbat purta în el și o durere disperată și profundă, fără să lase pe nimeni să se apropie de ea, și fără să se lase pe sine să se afunde în ea. Și, de asemenea, se încărca cu muncă până la urechi, astfel încât să nu mai aibă putere să gândească. Și ei era de două ori mai greu decât ei. Ea fusese trădată de una singură, iar la el erau două persoane trădate. Unul dintre ei era complet neajutorat și avea atâta nevoie de mama sa. Eliza aproape că simțea fizic această durere de neimaginat. Marius o privea trist și plin de așteptări. Undeva, în adâncul ochilor lui, se citea o slabă speranță de înțelegere care ieșise de sub interdicția strictă, ei bine, doi copii cu speranța recuperării, doi adulți cu dorința de a lupta, nu este o echipă atât de rea. Eliza s-a uitat direct în ochii lui Marius și văzând cum privirea lui se înmoaie, căpătând o umezială perfidă, a format numărul fostului ei soț. Anatol. A spus ea cu hotărâre. Anatol, eu sunt de acord. Când vom merge să facem cunoștință cu fata? Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție! Iar dacă v-a plăcut istorioara, atunci vă rog mult să mă susțineți cu un like și să vă scrieți părerile în comentarii. De asemenea, vă puteți abona la canal pentru a nu rata noile istorii captivante. Pe curând, papa! Pa.